Partidul Democrat este gata să ofere postul de prim-ministru blocului electoral acum dacă acesta se va decide să negocieze formarea alături de PD a unei majorități parlamentare. Declarația a fost făcută astăzi în cadrul unei ieșiri la presă de către Adrian Candu. Chiar dacă Partidul Democrat are mai multe mandate în Parlament decât blocul acum, noi am fi fost dispuși să oferim colegilor din blocul electoral acum sau să le facem unele oferte care presupun chiar un rol important în tot ceea ce înseamnă guvernarea. Cu alte cuvinte, le-am fi oferit conducerea viitorului guvern, inclusiv funcția de prim-ministru. Astfel, precum susține Adrian Candu, PD și acum ar găsi soluțiile perfecte, având programe electorale asemănătoare, acesta a făcut o nouă invitație blocului. Considerăm că împreună cu colegii din blocul electoral acum am fi găsit și există posibilitatea de a găsi anumite compromisuri pe tot ceea ce înseamnă viziune de țară, dezvoltarea țării și grijile față de cetățeni. În contextul acestei oferte, Consiliul Executiv al Partidului Democrat a decis să facem o nouă invitație la dialog adresată iarăși colegilor din blocul electoral acum. Totuși, în cazul în care acum va refuza și această invitație, Partidul Democrat admite voalat că ar putea să inițieze discuții cu Partidul Socialiștilor. Întrebarea era dacă admiteți o coaliție cu PSRM. Nu există astfel de discuții la ora actuală, nu s-a discutat acest subiect la ora actuală și tot ce s-a discutat despre dialogul și cooperarea care ar trebui să existe sau pe care noi vrem să o avem cu cei din blocul acum. Menționăm că la scurt timp după a doua invitație primită în 14 zile de la Democrați într-o reacție oferită pentru Unimedia, cei din PAS și Platforma DA au reconfirmat că rămân fermi pe poziția lor, respectiv nu vor face nicio coaliție cu PD, PSRM și Partidul Șor. Deci este un om de